Cuvântul și oasele Astăzi, prin Harul Bunului Dumnezeu, cuvântul său se adresează către oamenii cu oasele zdrobite, uscate, care nu au bucurie și plăcere în viață și celor care sunt atinși de această Cumplită suferința sufletului, pe care generația noastră o numește depresie, și alte forme de suferințe psihice și psihiatrice. Iubiții mei, Sfânta Scriptură folosește ilustrația aceasta a oaselor zdrobite pentru a exprima o stare sufletească de adâncă dezamăgire și până la urmă disperare până la urmă, moartea speranței. Există, aceasta este starea lucrurilor. Există un remediu pentru aceasta, absolut, prin harul bunului Dumnezeu. De aceea este prezentat cuvântul acesta nou astăzi. Și împreună cu voi toți aș dori, pe de o parte, să slujim propriul nostru suflet în această direcție, dar prin noi Dumnezeu să lucreze pentru cei de lângă noi. Așadar, Tată, îți mulțumim mult pentru cuvântul acesta pe care ni-l dai și te rugăm ca în timp ce este predat tu însuți să vindeci sufletele noastre și să ne ajut, să ajutăm la vindecarea altora, să ne păzești, Doamne, să fim vreodată cauza suferinței cuiva, sufletești sau trupești sau de un alt fel. Din potrivă, făne să fim o binecuvântare prin Domnul Isus Hristos. Amin! Ce simte un astfel de om pe care Scriptura îl declară ca fiind cu oasele zdrobite sau uscate? Ce simte un astfel de om? Spune David în Psalmul 102: Zilele mele pierd ca fumul. Nu au nicio, semn, nicio semnificație și oasele îmi ard ca un tăciune îmi dau seama că se stinge viața fără niciun fel de rost sau tocmai din lipsă de rost. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc cu oasele de carne, spune el. Primul lucru asupra căruia trebuie să ne întrebăm și care nu este conform cu natura noastră, ci împotriva naturii noastre, este care cauza acestor lucruri. De obicei ne ocupăm cu simptomele, reacționăm la simptome, imaginăm cauze exterioare, nou, din cauza asta sau asta este provocată suferința, când de fapt totul ar trebui căutat în inima noastră. Acolo este locul. Iubitii mei, câteva cauze care pot duce la această această suferință sufletească, așa de adâncă, a atât de multor milioane de oameni. Suferința aceasta este cu atât mai grea cu cât remediul este chiar la îndemână. Nu te uita la marginile Pământului, nu e nevoie acolo. E chiar în inima ta, acolo trebuie deschisă o ușă pentru Domnul și acolo trebuie închisă o ușă pentru rău. Este un remediu absolut simplu, nu te uita, este chiar în inima ta, este chiar acolo. Un motiv pe care îl exprimă David în Psalmul 32. Cât vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Nu cumva ești tăcut față de Dumnezeu. Pentru că el spune mai departe, atunci s-a mărturisit păcatul meu și deodată m-am eliberat, spune el. De obicei, câte vreme am tăcut, de obicei, firescul, pământescul sau drăcescul din noi, caută pe cineva asupra căruia să-și să reverse Tăcerea aceasta tace și acumulează în Suflet, și apoi revarsă acolo. Acesta e firescul din noi, din fiecare dintre noi. Nu e înțeleg nicio rezolvare. Dacă un om tace, și după aceea se revarsă în fața altor oameni, nu face decât să agraveze, să multiplice teribil răul diavolului în lume. Este nevoie să rupi tăcerea, ceea ce ai închis în tine. Ceea ce porți cu tine, taina aceasta care îți stăpânește viața și îți controlează viața de care îți este frică și scârbă, sau taina aceasta pe care, care îți usucă oasele, trebuie să lui Dumnezeu, nu oamenilor. Atunci ți-am mărturisit ție păcatul meu, nu vecinei, nu celuia poate, aceasta poate fi una dintre cauzele uscării oaselor mele sau topirii stării acesteia sufletești. O altă cauză este, de fapt, cauza generală. Ea le cuprinde pe toate, nici nu aș dori să facem o listă lungă a acestor cauze, sau mai degrabă mijloace prin care este instalată în ființa noastră această stare sufletească de, 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 disperare, de întunecare, de răceală, de rău. Cauza generală este Eremia 20 cu 9. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui. Aseară am fost într-o întâlnire cu pastorii de limba română și unul dintre colegi povestea despre un prieten comun care a avut o problemă gravă pentru care s-a rugat unul din copiii lui, s-a născut deformat, și omul acesta s-a rugat cu, cu o rugăciune de neimaginat, de angajată, și până la urmă a sfârșit într-o totală epuizare a energiilor lui Sufletești, încercând să angajeze pe Dumnezeu în rezolvarea unei astfel de probleme. Și a sfârșit prin a întoarce spatele lui Dumnezeu și al nega sau a blestema numele lui Dumnezeu, a sfârșit prin a, a scoate din viața lui pe acela care era răspunsul. Dacă zic nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-l oprez, dar nu pot, că e închis acolo este în locul acela. Dacă aceasta este cauza generală a suferințelor sufletești, ruperea legăturii noastre cu Dumnezeu, nu a lui Dumnezeu cu noi, aceasta nu se întâmplă niciodată, ci doar legătura noastră cu Dumnezeu, niciodată nu spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu, Iisus a împăcat pe Dumnezeu, pe Tatăl cu omul, pe Dumnezeu cum ce ci a împăcat pe om cu Dumnezeu. Și însuși Dumnezeu era în Hristos, împăcând inima aceasta neîmpăcată a unui om, revoltată, urătoare de Dumnezeu, care nu suportă taina. Mândria nu suportă taina, mândria vrea să știe, ea nu suportă necunoscutul, deși marele cunoscut este prezent acolo. Acestea pot fi unele dintre cauze. Proverbe 12 cu 4 spune distrugerea reputației într-o familie. O femeie cinstită este sau un bărbat cinstit este cu cununa soțului soției, iar cel care face rușine în familie este ca putregaiul în oasele celuilalt. Distrugerea reputației sau pătarea reputației produce o suferință teribilă. Sunt oameni care zac de din cauza aceasta și Chiar am văzut pe unul dintre marii fotbaliști, pe Messi, l-am văzut vomitând la un moment dat, datorită, sau probabil că în contextul unor, unor jocoriri din partea celor din tribune sau din partea celor de pe ecran de la televiziune sau înjosiri teribile la care oamenii aceștia au încercat să-l să expună pe el. Și aici distrugerea reputației, distrugerea um, imaginii noastre poate să producă o, o, o teribilă uh, stare sufletească de adâncă uh, uh, suferință. Aceasta însă nu se rezolvă pe căi fizice sau fiziologice. Are efecte fizice și fiziologice, se rezolvă numai pe căi sufletească. Trebuie să aduci înaintea lui Dumnezeu, bat jocura aceasta. Și așa cum a făcut Ezechiel, a pus scrisoarea în fața lui Dumnezeu, Era o scrisoare de bat jocura aceasta. A pus-o acolo, în fața lui Dumnezeu, și vedem. Ce va hotărâi el este un bine și o binecuvântare, chiar și pentru cel împotriva căruia se va rosti o sentință. Putregai în oase legat de reputația noastră. Acest lucru se rezolvă prin a acorda loc în sufletul nostru a cuvintelor sau a ceea ce spune Dumnezeu despre noi și nu a lăsat ceea ce spune mediul despre noi lucrul acesta nu are nici cea mai mică însemnătate. E întrecere pe acolo. Deci el aș face locuitor al sufletului meu. Locuitor al sufletului meu și pentru totdeauna este ce spune Bunul Dumnezeu. Te iubesc cu o iubire veșnică. Ai preț în ochii mei. Aceasta, aceasta spune Domnul. Și oricine a primit aceasta nu are loc pentru aceea. Aceea este întrecere. Acum aș dori să ne oprim o clipă asupra um, efectului pe care îl are, sau procesului de vindecare, efectului pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu în procesul acesta de vindecare. Putem să căutăm vindecarea în droguri, în, în tot felul de lucruri pe pământul acesta care, în care oamenii se scufundă ca să găsească alinare. Nu există. Există acolo agravarea situației, nu alinarea situației. Iremia, la un moment dat, declară că de când în 23 cu 9, toate oasele îmi tremură. Dar de ce? De ce îți tremură sufletul așa? Din pricina Sfintelor lui cuvinte. Wow! Deci cuvântul lui Dumnezeu are puterea aceasta de a face oasele să tremure, dar nu spre distrugere, ci spre vindecare intervine. Ați observat când luăm un tratament și avem anumite simptome și ni se spune tratamentul lucrează. Așa se întâmplă aici, din pricina sfintelor cuvinte a lui Dumnezeu, oasele noastre răspund, adică starea noastră sufletească răspunde. Refuzul de a primi vindecarea de la Dumnezeu și numai de la Dumnezeu. Altă vindecare nu există. Eu sunt Domnul care te vindecă sau nimeni. Lucrul acesta trebuie bine, bine primit în sufletul nostru. Refuzul acesta duce la altceva. În Ieremia 50 cu 17, el spune că acest nebucat nețar, împăratul Babilonului, i-a zdrobit oasele lui Israel. Iubiții mei, este o lege a lui Dumnezeu prin care binele și răul nu locuiesc împreună în același suflet, nu poate să iasă din aceeași vână a izvorului apă de un fel și apă de altă. Sunt izvoare diferite acestea. Și oricine nu refuză, adică oricine refuză să lase oasele lui a fi zdrobite de sfintele cuvinte ale lui Dumnezeu, ajunge în final să experimenteze zdrobirea aceasta a lui Nebucadnezar, adică a vieții, a situației, a consecințelor alegerii noastre. O zdrobire tot vine peste sufletul nostru. De ce să nu vine acea zdrobire care vindecă și scapă de la moarte aceea a lui Dumnezeu? Un preț tot este de plătit. Nu pot să fie împreună, deci, aceste două lucruri. Întunericul și lumina sau binele și răul. Iisus spune în termen foarte clar, cine nu adună cu mine, Omul acela nu doar că refuză să adune, ci risipește. Se întâmplă în același timp. Nu există acea zonă gri în care unii sau cineva ar vrea să locuiască. Nu vreau să mai știu de el, spune Eremia. Nu, dacă nu vrei să mai știi de el, sigur, ai, ai dreptul acesta, ai posibilitatea aceasta, dar vei ști de altcineva. Nu rămâne cineva într-o zonă așa închipuită. Când, cum au ajuns oasele tale uscate? Cum de a ajuns cineva într-o stare sufletească de acest fel? Eu primesc multă corespondență pe tema aceasta. Răspund uneori până mai noaptea târziu, până Mă trezesc de dimineață și continui să răspund în diverse situații. Unele dintre ele trebuie un tratament de urgență. Dacă nu intervenim rapid să aducem un cuvânt al lui Dumnezeu, e posibil să fie prea târziu, să nu mai ai cui, așa cum s-a și întâmplat în unele cazuri. Cum, cum s-a ajuns aici? Biblia ne vorbește despre conștientizarea acestei stări, în primul rând, fii conștient. Deci ai o stare sufletească căzută, suferindă. Ai această stare, fii conștient de lucrurile acesta, nu încerca să te îmbeți sau să ascunzi capul nisip sau să ignori. Nu, dar dacă cineva ignoră lucrul ăsta, nu îl desfințează, el este acolo. Și dacă cineva îl neacă în drog sau în beție sau în pornografie nenorociit de felul acesta, nu rezolvă deloc situația. El este acolo. David se întoarce către propriul lui Suflet într-o astfel de stare și observă că Sufletul lui este măhnit, teribil de măhnit și geme. Și atunci el întreabă: Pentru ce, psalmul 42 cu 5, pentru ce te măhnești Suflete? și Gemini în Pentru ce înseamnă? N-ai motiv. Cum adică n-am motiv? Păi da uite eu, uite în ce situație, Cum să nu te mâhnești? Nu, el a spus câtă vreme trăiește Dumnezeu. Aceasta nu este niciodată o nenorocire. Într-adevăr, în termenii fără Dumnezeu, lucrul acesta, dar atâta timp cât trăiește Dumnezeu, este un motiv de a da slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Știu că e împotriva fibrei noastre, e în răspări, e împotriva naturii noastre, dar nu are nicio importanță. Noi nu ne consultăm cu natura noastră, noi ne consultăm cu Duhul Sfânt când răspundem unei situații atât de grele. Pentru ce gem și te mâhnești? Vrei să te faci sănătos, suflete? Îi spune David uitându-se în oglindă. Vrei să nu te mai mâhnești? Vrei să nu mai gem? de ce e de făcut? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu, Psalmul 42 cu 5. Și de trei ori în versetul 11 din același psalm, același cuvânt, în psalmul 43, versetul 5, același cuvânt. Pentru ce? Pentru ce? Uite, aici este remediul. Dacă, dacă vrei să te faci sănătos, vrei să scapi de această stare sufletească, aici este remediul. Nădăjduiește în Dumnezeu. Aruncă asupra Lui ceea ce te consumă, ceea ce te arde, ceea ce îți face oasele ca o tăciune care arde continuă acolo și fumegă. Găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu o, referire adâncă, foarte adâncă, pe care o face Domnul Isus Hristos la contribuția noastră cu privire la suferința proprie și la și cu privire la suferința celui de lângă noi. Și El, Mântuitorul nostru, spune în Matei 23, 27 Vai de voi care sunteți plini de oasele morților în lăuntru, adică sunteți cauza, prin voi a venit o suferință atât de mare asupra unui suflet care poate a murit din, din pricina aceasta, l-a ucis, suferința aceasta. Nu ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. El ar fi trebuit să nădăjduiască în Dumnezeu. El nu trebuia să ia lucrul ăsta, dar l-a luat de la tine. Cine pierde, spune Domnul, va răspunde în fața lui Dumnezeu, dar vai de acela prin care piere, fiindcă omul acesta, la rândul lui, va fi vinovat de sângele acestei persoane care i-a făcut, care i a i-a sufletul. Și voi, spune Mântuitorul unei clase de oameni, voi sunteți pe din dinăuntru, pe din afară arătați a frația, așa, a cetățeni nobili, a domne, a doamne, pe din, pe din afară. Pe din lăuntru a, sunteți plin de oasele morților, adică în contul vostru sunt oasele morților și de orice fel de necurăție. Mergem împreună a, acum la remediu oase uscate, oase moarte, albite de soare, într-o vale din Ezechiel 37. Are sens să discutăm despre un fel de speranță aici sau putem să trecem mai departe? Iubiți mei, bunul Dumnezeu îl întreabă lucrul ăsta pe Ezechiel, dar întreabă și pe noi, are rost să vorbim de vreo speranță în ce privește starea ta sufletească? în ce privește vindecarea suferinței tale sufletești, a rănilor care, pe care le-ai primit. Nu, nu ți-au fost făcute, le-ai primit. Are rost să vorbim? Ezechiel spune la întrebarea fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Acesta e versetul 3, capitolul 37 de Ezechiel. Vor putea oare oasele acestea să învie? El E rușine să-i zică lui Dumnezeu nu, pentru că știe că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu, dacă e bine, dacă trebuie. Dar, în același timp, e rușine și de adevăr și de obrazul lui, că el nu crede așa ceva. Și atare găsește un răspuns din acesta cam neutru, cum a dat și Petru la un moment dat, care însă are o adâncă semnificație. Înseamnă că tu încredințezi judecata aceasta lui Dumnezeu, nu, nu zici nouă, niciodată poate să deschide ferestre în cer, niciodată nu se întâmplă, nu zici treaba aceasta. Ci dacă vezi că n-ai putere să crezi, atunci te rezem pe Dumnezeu. Doamne Iisus, cred în credința ta, în credința lui Isus. Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, tu, mai tu știi lucrul ăsta, Are niște astfel de oase, o astfel de stare sufletească, o astfel de prăbușire, o astfel de cădere, o astfel de pierdere, adâncimea unei astfel de suferinți poate fi vindecată? Doamne, tu știi treaba aceasta. Bine, atunci Dumnezeu a spus așa, prorocește despre oasele acestea și spune-le oase uscate, vrei să trăiți? Omule cu sufletul uscat, Omule cu suflet mort, fără bucurie, fără plăcere, fără niciun fel de speranță. Omule cu suflet mort, întrebarea este, vrei să trăiești? Aceasta întreabă el. Și Domnul dă soluția. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Aceasta este ieșirea. Când Domnul ți-a spus un cuvânt, ia-l în stăpânirea ta, este al tău. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Și atunci Domnul spune, voi face să intre în voi un duh și veți învia. Acesta este Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet, iată că s-a făcut o mișcare, oasele s-au apropiat unele de altele și el mi-a zis fiul omului. Oasele acestea, era o știre mare în final. Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel, noi toți. Iată ce zic ei. Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Așa este, dar asta nu e totul. Mai este o mutare, mai este ceva de făcut, mai este un pas. Acesta e pasul cel mai important. Definitiv este acesta. Și anume, ascultă cuvântul Domnului. Ezechiel prorocește în așa fel respectă cuvintele lui Dumnezeu și prorocește pentru învierea oaselor. Ce învățăm de aici? Că noi trebuie să vorbim cu aproapele nostru totdeauna spre înviere, spre binecuvântare, spre sănătate, spre viață, spre bucurie, spre speranță. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește de așa natură încât oasele uscate din sufletul aproape lui tău să învieze. Nu e vorba de tine, e vorba de Ezechiel, e vorba de cel care pune Duhul acesta acolo. El este acela, oh, nu are nicio importanță ce vorbești, exact așa este, dar are mare importanță acela despre care vorbești tu și Duhul pe care îl dă el, nu conta pe vorbele tale tot între colegi aseară, cineva spunea, mi-a fost, mi s-a cerut să mă rog pentru o situație imposibilă, care era mental și rațional imposibilă și nu m-am rugat, ci am explicat omului că nu e bine să ne rugăm pentru lucruri imposibile. Așa este și eu nu cred în lucruri uh, uh, inexistente, cu alte cuvinte, dar cred în cele uh, imposibile pentru oameni și posibile la Dumnezeu atunci, tu și cu mine suntem chemați la acest ultim și definitiv pas al vieții noastre. Ascultă-mă ce îți spun, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă asculți, vei trăi. Iar dacă nu mă asculți, se secera rodul alegerii tale, nu rodul vreunei pedepse de la Dumnezeu, bătăi sau suferinți sau nenumărate sunt situațiile în care un om spune oh, m-a pedepsit Dumnezeu, m-a băt, m bătut Dumnezeu că am făcut un lucru sau altul. Aceasta este urmarea alegerii pe care eu și cu tine și noi toți ne-am făcut în viața noastră. Așadar, cuvinte ca acestea trebuie rostite către aproapele nostru, cum spune Ezechiel. Și în Proverbe 16, 24, așa de cunoscut cuvânt lui Dumnezeu, ni se spune nou, ni se dau detalii în ce privește relația și impactul nostru asupra aproapelui nostru. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere. Vorbești cuvinte prietenoase sau dușmănoase? Limpede. nu, nu încerca să ascunzi lucrul ăsta sub vreun rânjet așa, e mai rău lucrul ăsta. Nu. Cuvintele poartă cu ele acest chip, au un chip în ele, prin care duc natura sufletului nostru în relația respectivă. Cuvinte prietenoase poartă prietenie cu el. Cuvinte dușmănoase poartă dușmănie sau cu iubire sau cu cură. Sau... Ele, a, cuvintele prietenoase, acestea vindecă, sunt ca un fagure de miere dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Ai vreo explicație pentru faptul că Isus numește pe ucigașul vânzătorul Iuda prietene? Ai vreo explicație? Da. El este acela care rostește cuvinte prietenoase. Nu contează că este diavolul acolo și nu contează că este Iuda acolo. El rămâne această ființă neafectată de răutatea diavolului sau de răutatea lui Iuda. El rămâne credincios prietenii lui față de fiecare dintre noi. Ați observat că la venirea satanei cu în prilejul lui Iov la întâlnirea fiilor lui Dumnezeu, el este acela care întreabă de unde vii, pentru că celălalt te preang în față de a bună ziua sau să întrebe ceva. Și atunci el, el nu ne spune nouă să spunem cuvinte prietenoase în timp ce el spune cuvinte dușmănoase. El nu are așa ceva, el nu este așa ceva și lucrul acesta nu ar trebui să existe în niciun suflet de om. Acidul face rău vasului în care stă ura sau dușmania, distruge în primul rând sufletul în care se găsește, se găsesc. Acestea, însă, sunt ca un fagure de miere, sunt dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Bun, dar sunt situații uh, dramatice, situații grele, sunt situații de abuz. Niciodată nu este justificat vreun mijloc satanic în a încerca să rezolvi o situație uh, din rea. Nu, niciodată. Ci Proverbe 25:15 ne spune: Prin răbdare, nu prin nerăbdare, prin zic, pierderea răbdării, prin. Nu, un om care își pierde răbdarea devine sclavul omului care l-a făcut să-și piardă răbdarea. Nu, răbdarea noastră nu trebuie să se piardă niciodată, nici cu oamenii, nici cu Dumnezeu mai ales. Acolo, în școala aceasta, cu Dumnezeu, învățăm adevărata răbdare. Și Sfânta Scriptură spune. Prin răbdare se convinge un conducător sau o familie sau o biserică sau o societate. Prin răbdare se convinge cineva, nu prin nerăbdare. Și o limbă dulce, adică un cuvânt ca acesta despre care am vorbit noi prietenos, care este un fagure de miere, o limbă dulce poate zdrobi oase, oase rele de astea care abuzează. Ați observat, revin la acest tablou cu tremurător, cât de frumos a vorbit Mântuitorul cu Iuda, cât de frumos a vorbit el de pe cruce despre cei care, în clipa aceea, se purtau așa cum se purtau. Tată, iarte, mă, mă doare ignoranța lor, neștiința lor. Nu știu ce fac. Dacă se produce lucruri și dacă lucrăm în. în Colaborare, împreună lucrători cu Dumnezeu în domeniul acesta, contribuim la vindecarea Sufletului nostru și a Sufletului de lângă noi. Femei să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit, tu se vor bucura. Acestea sunt medicamentele lui Dumnezeu. Așa lucrează El. Pot să fie chiar oase uscate, chiar de multă vreme acolo în vale cum privești pe oameni? Știi că foarte mult contează o privire a ta. Câteodată zice cineva, o loc, când s-a uitat la mine, zici că te bagă în pământ când s-a uitat la tine și asta este un fel de privire și uh, privirea lui Dumnezeu e de altă natură. Dar Privirea noastră este mesagerul sau ambasadorul sufletului nostru. Acolo trebuie întâi rezolvat lucrul acesta. Proverbe 15:30 ne spune: O privire prietenoasă înveselește inima. Chiar dacă nu recunoaște un om și el continuă să rămână întunecat și încruntat și înroit, el trăiește o înveselire a inimii prin privirea ta. Tu, tu nu-ți schimbi privirea în funcție de privirea alta, altuia de lângă tine. Tu păstrezi privirea cu care a privit Isus. Acesta e rugăciunea ta și a mea și a noastră ca totdeauna Dumnezeu să ne ajute să privim cum a privit El. O privire prietenoasă înveselește inima. Și ce se întâmplă? Proverbe 17, 22. Imediat ce inima se înveselește, o inimă veselă este un bun leac. Pe când un duh mâhnit, usucă oasele. Ați observat că Mântuitorului nostru nu i-a scăpat faptul că ucenicii au produs supărare femei. Și i-au spus: De ce faceți supărare acestei femei? Vă rog să subliniați ceva. În timp ce Isus vorbește cu ucenicii, de ce faceți supărare femei? Nu scrie nicăieri în scriptură că femeia s-ar fi supărat. Nu scrie aceasta. Dumnezeu ține cont de intenția cuiva, dar nimeni nu este obligat să răspundă la un astfel de tratament. Astfel că femeia răspunde la prezența lui Isus, nu la jocura acestor uh, ucenici sub influența lui Iuda. No. Ei fac supărare femei, dar femeia nu cumpără supărarea asta de la ei și nici nu se supără normal. Acesta este efectul. Ea rămâne în același timp credincioasă lui Dumnezeu. Ea contează pe cuvintele lui Isus, care a spus, ea a făcut un lucru frumos, amin, acesta ia un suflet. Ei își bat joc de ce a făcut ea și spun cuvinte râte, sexuale, mizerabile, fel de fel de aluzii și iluzii și așa mai departe. Nu e loc în inima ei și pentru una și pentru alta. Dacă ei, de la ce au spus ei, bat jocuri aceasta, cu asta rămâi. Dacă ei cuvintele lui Isus despre tine, cu acestea rămâi. Este o alegere, întreabă aceasta, dar vreau să spun că, lui Dumnezeu, nu sunt necunoscute sau neobservate cuvintele tale care mâhnesc un suflet sau purtarea noastră care rănește o inimă. Lui nu sunt, el nu trece peste așa ceva, ce a fost a intervenit pe loc. De ce faceți lucrul acesta? Steți conștienți ce faceți? Cu ce, cu ce vreți să vă alegeți din treaba aceasta cu alte cuvinte? Dar să învățăm de la această femeie că ofertă nu înseamnă neapărat cumpărare. Nu. Este o ofertă. Am ascultat, cineva ne oferă o mâncare stricată, otrăvită, puțită, poate plină de, de viem, de nenorocini. Oferă așa ceva. Dar nu e men obligat să cumpere Așa ceva. Și cineva care cumpără lucrul acesta nu face așa ceva decât după ce a lepădat ce i-a oferit Dumnezeu. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, spune Domnul. Nu, cumpăra de la uh, vecinul de lângă tine. Trebuie să înțelegi lucrul acesta adânc. Asta este rugăciunea mea pentru, pentru sufletul meu și uh, o inimă plină de bucurie nu se poate obține. Uh, prin ceva medicamente sau beții sau destruri sau nu sunt păcate de un fel sau altul sau avers sau puteri sau faimă, niciodată așa ceva. În mijlocul acestor lucruri, inima este, poate fi complet distrusă, așa cum se vede în multe cazuri. Care este soluția? Cine în adevăr Poate să mănânce și să se bucure fără Dumnezeu, o întreabă Eclesia 2.25. Cine poate? Adică de aici e, e, el este. Și acum aș vrea să ascultăm rugăciunea sufletului nostru care este răspunsul oaselor uscate, suferinței, depresiei, pierderii, tainelor dureroase pe care le purtăm în sufletul nostru. Iată medicamentul. Iată izvorul binelui frumosului și vindecării. Psalmul 9, versetul 1. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, toată. Nu e loc pentru ce au zis ei despre voi lăuda pe omul, pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele tău, Dumnezeule prea înalte, pentru că vrăjmașii mei din lăuntru sufletului meu dau înapoi, se clatină și pierd pentru totdeauna. La aceasta te rugăm să ne ajuți, Tată, Doamne, Dumnezeul nostru. Să facem din tine bucuria și veselia sufletului nostru și să cumpărăm de la tine starea aceasta sufletească, Doamne, care aduce vindecare oaselor zdrobite și uscate. Rămână Duhul tău și harul tău peste noi totdeauna și dă-ne acest fel de viață și de viețuire prin Domnul nostru Isus Hristos. Te-am rugat. Amin.